venit Florin Zaharescu la Piatra Neamț, ați văzut că am căutat să asigurăm condiții foarte bune atmosferice, nu cu, cum a fost atunci la vernisajul meu la Roman. La Roman nu mai încăpeau lumea când a făcut la Roman, dar nu era molima asta, nu, era altceva. Noi știam Florin Mircea Zaharescu, sculptorul. Iată că acum nu avem în jur nicio sculptură. Ne surprinde cu aceste minunate tablouri foarte unitare, foarte tematice. Deci nu e o chestie întâmplătoare, un hobby de moment, ci o preocupare foarte serioasă a acestui artist de tip renascentist, am putea spune, pentru că se descurcă la fel de bine în toate genurile creației plastice. Despre autor, nu că ar mai fi nevoie, ne va spune mai multe. Scriitorul și criticul de artă Lucian Stroit. Da. E o expoziție de mai multe ori neobișnuită. Și asta pentru că, așa cum remarca Ștefan Potop, sculptorul Florin Mircea Zaharescu nu expune de data asta nicio statuie. Și atunci, și totuși statuile sunt prezente. Sunt prezente, dar în albumul pe care îl vom prezenta, pentru că, iată, avem atât un vernisaj, cât și o lansare de carte. Ceea ce este mai neobișnuit, mai rar. Și am să încep în a spune ceva despre Florin Mircea Zaharescu, artistul. În general. S-a spus foarte bine că este un renascentist. Și primul nume care îți vine în minte este categoric Michelangelo. Nu numai pentru că e un sculptor, nu numai pentru că e și pictor și foarte bun, este și autor de versuri și Florin în secret scrie poezii, chiar dacă le scrie uneori fără cuvinte, și îl suspectez că într-o casă ideală în care se va retrage cândva, obosit de zgomotul urban, va găsi suficiente invenții ca să semene și cu Leonardo puțin, poate un elicopter, poate o fântână care să aducă apă în șurub elicoidal, mă rog, tot ce se poate imagina. Dar trebuie spus că artiștii adevărați simt nevoia întoarcerii la origini. Și ce face Florin? Până la urmă, ce suntem noi ca artiști? Prin ce ne întoarcem la origini? În primul rând, rădăcinile. Rădăcinile noastre sunt mamele noastre, iubitele noastre, sunt reflexele culturale oglindite în cărți celebre, fie că e un Rig Veda, fie că e epopea lui Gilgameș sau Biblia sau alte și atâtea alte cărți. Apoi ne referim la reprezentările artei orientale, artei străvechi și până la urmă și la culoare. Vă dau un exemplu.
foarte cunoscut. Poate culoarea cea mai iubită de pictor este violetul. De ce? Pentru că violetul conciliază roșu cu albastru, primul rând, apoi este capătul spectrului roc-vaiv, dincolo încep ultravioletele, și categoric este culoarea care atrage cel mai mult, inclusiv insectele. Foarte curios, dar culoarea violetă e dominantă în a atrage insectele. Ei bine, violetul, s-a constatat, are o vechime de 50.000 de ani. Culoarea ca tare. Movul, care pentru mulți se află în dacă vreți, în sinonimie, sigur parțială ca orice sinonimie, povul e mai recent, dar a nobilat violetul. Cum? În primul rând, el provine de la o plantă care este nalba și în franceză se spune mauve, cu au mauve, deci mauve. Dar violetul începe să devină o culoare regală, demnă, în momentul în care, să zicem, Regina Victoriei își alege pentru căsătorie, căsătoria unei fete, culoarea mov. Începe să fie culoarea prelaților, începe să intre tot mai mult în conștiința pictorilor și cucerește terenul pe care îl avea, de fapt, violetul. Și între cele două culori se petrec foarte multe lucruri. Dar ce face Florin? Nu se oprește la violet sau la mov. El pleacă mai jos, spre ocru, spre culoarea primordială, spre culoarea lutului, culoarea nisipului. Deci cele mai vechi culori. Categoric că aici ne găsim ca origine. Sigur, cine vede teramorfozele sale și alte lucrări, își dă seama că asemenea unui demiurg, și orice artist este un demiurg, deosebirea între noi și Dumnezeu este că noi suntem Dumnezei numai când scriem sau când pictăm sau când comitem un art artistic. Deci e o chestie extrem de limitată, pentru că Dumnezeu e tot timpul. Ei bine, în momentul în care Florin își creează lumea, are nevoie de, are facerea lui, atunci începe cu acele blocuri. Sigur, putem să spunem, da, continentul Botswana, care vine prin plăcile tectonice și așa mai departe, o întreagă teorie. Dar asta e. Pământul nu trebuie văzut plat, nediferențiat. Este o luptă permanentă, este extrem de dinamic, sigur. Vulcanii cu tremurile sau ceva explică foarte multe asemenea lucruri. Al doilea lucru pe care l-a descoperit Florin este pământul încă increat. Adică el iubește ceea ce se numește natura naturată, natura așa cum există, nu o natură cosmetizată, nu un parc cu chiparoși sau cu tot soiul de plante tunse ca să arate sferic sau conic sau mai știu cum. Și atunci ne arată un pământ păjolit, un pământ înainte de a primi apa, ca să obține mlaștina care generează apoi viața sau ceva, este geia, care așteaptă sămânța, pentru a fi însămânțat. Și atunci foarte multe din peisajele lui se referă la acest moment de început și a omenirii, și a creației, și, dacă vreți, a existenței noastre terestre. Asta nu contrazice un lucru. Această suită de lucrări dintr-o experiență tragică a noastră, a noastră, a pământenilor, se referă strict la
acele incendii extraordinare care s-au petrecut în Australia, când copacii, plantele au fost distruse pe areale enorme. Dar a rămas ceva. A rămas umbra vie a copacilor sau, dacă vreți, statuile lor. Un copil spunea foarte frumos că un copac e mai copac iarna. Și asta pentru că frunzele îl ascund. Deci un copac e mai... Dar putem spune, iată, în exemplele pe care ni le prezintă Florin, că un copac este mai copac în momentul în care partea perisabilă, vegetativă, cea care se schimbă, dispare și rămâne esența. Așa cum un foc nu este foc, dar că nu este și cenușă. Pentru că toată această combustie trebuie să aibă și o sedimentare. Pe un anume plan. Și în același timp, dacă observați, rădăcinile lui sunt suspendate. Sunt undeva între cer și pământ. De fapt, el este mult mai vechi decât chiar miturile care despart Hadesul de, cum să spun, de Olimp și așa mai departe. Japonezii au o metodă extrem de ingenioasă. Dintr-un copac îl dezvoltă și apar apoi răstar pe care apoi îi culeg, îi taie. Copacul rămâne la fel. Așa și cu copacii lui suspendați. În fond, ce vedem? Rădăcinile. Din păcate, nu mai suntem în situația pământului transparent. Bogomilii spuneau că la început pământul era transparent, precum apa. Dar păcatele omenești l-a întunecat. Și atunci noi ne-am pierdut, de fapt, rădăcinile. Nu mai vedem rădăcinile. Vedem coroana, vedem trunchiul, ne grăbim să culegem fructele, dar copacul înseamnă altceva. Cu totul altceva. Este legătura noastră, replica noastră, vegetală, între cer și pământ. Până la urmă, teul acela, prima cruce adevărată, este arborele vieții, pe care se sprijină cerul și care pleacă din pământ, pentru că trebuie să ne întâlnim cu el. Este crucea pe care va fi răstignit Hristos. Și aș începe cu aceste lucrări. Iată, avem două stigmate, dar, de fapt, dacă ne gândim foarte bine, când ne referim la crucificare, toată lumea se gândește la faptul că Iisus s-a sacrificat pentru noi, a preluat păcatele și durerile noastre pentru a permite dialogul cu Dumnezeu. El fiind un fel de nucleu de condensare și în același timp un fel de mesager, o placă turnantă între dumnezeire și noi. Dar e mai mult de atât. El înfrățește efemerul, carnea, cu vegetalul. Deci, până la urmă, e vorba de câteva reguli care se întâlnesc acolo. Și le găsim strălucit ilustrate aici. Și în același timp, vedem dramatismul. Pentru că, până la urmă, Iisus nu geme, nu strigă, nu se lamentează sau ceva. Își asumă durerea noastră și a Lui cu demnitate. Poate e ciudat că eu, ca slujitor al cuvântului, amendez cuvântul, dar în cazul de față trebuie să o fac. Și pentru că vorbeam de începuturi, avem, iată, istoria de început a omului. Sigur, putem vorbi de Lut. Lutul din care este alcătuit Adam, care în limbile străvechi înseamnă atât bărbat cât și pământ. Acest Adam primește în dar de la
domn de la divinitate, femeia, pentru a fi partenera lui, pentru a se realiza ceea ce Platon va spune mai târziu, androgin. Numai că femeia pe care o primește el este o femeie mult prea mândră și nu acceptă statutul ei de femeie. Femeia trebuie să fie ocrotită, trebuie să fie iubită, are suficiente argumente de a fi în multe cazuri superioară bărbatului, deci nu are nevoie să fie egală cum pretindea numita Lilith. Și atunci Lilith se va refugia în lumea Liliacului, în lumea bufniței și în lumea lui diavolului. Da. Și va primi Eva. Eva care înseamnă femeie, care înseamnă viață. Și Eva se va ivi din coasta lui Adam. De ce din coastă? Pentru că este, scheletul este ceea ce rămâne sau se distruge ultimul. Deci, ideea de perenitate este asigurată prin această coastă. Dar coasta este și colivia sufletului, este și cea care, care permite aerul să circule și așa mai departe. Și atunci se întâlnesc în focul dragostei, pământul lui Adam, aerul care îi unește și, desigur, apa care ne înconjură și care este, de fapt, apa primordială, pe care Eva o va avea în acel lichid amniotic, în acea apă care se rupe la naștere și așa mai departe. Și există, iată, o imagine foarte frumoasă, o contopire în care din bărbat mai rămân mâinile, în schimb Eva devine, dacă vreți, într-o poziție aproape de fetus, un semn de întrebare. Mă refer la acel tablou. Dar, sigur, în ceea ce privește pe Florin Zaharescu, e de spus ceva. Nudurile sale sunt pudice. Dacă vă uitați cu atenție, nu găsim nimic hipersenzual. Nu. Trupurile lui sunt nude, dar au frumusețea și demnitatea corpului uman dinainte de facere, dinainte de momentul păcatului, dinainte de grădina Edenului, când lumea își asumă păcatul și descoperă goliciunea ca păcat. Nu are nevoie de frunze, nu are nevoie de altceva, pentru că este o lume paradisiacă, e o lume pre-creștină, pre-biblică, ca să spunem așa. Evident, sculptorul se trădează și în aceste lucrări, pentru că, uitați-vă, fiecare mușchi ar putea să fie, practic, tratate de anatomie, planșe dintr-o, cum să spun, atunci când se studiază sistemul muscular, se poate face foarte bine aplicații pe lucrările lui. Quadricepsul femoral, sternocleidomastoideanul, toți mușchii aceștia, gemenii, sunt foarte bine reprezentați. Mai mult, Florin are nostalgia unei anume frumuseți. De fapt, toate aceste imagini care au un dramatism și un dinamism extraordinar, gândiți-vă că sunt oameni aflați în situația de a deveni erectus. Deci, categoric că omul, mă rog, în evoluția lui, a fost întâi animal. Mergea în patru labe. În momentul în care a devenit biped, el se desparte de tot regnul animal și devine homo erectus din, și poate să devină homo faber sau homo sapiens și așa mai departe. Uitați-vă, în toate cazurile nu veți găsi o verticalitate. Omul se află ca un arc strâns de ceas, dar marchează istoria omenirii, timpul omenirii.
De aici și valoarea extraordinară de simbol a lucrărilor sale. Mai mult chiar, dacă vă uitați, trupul cere sufletul, sufletul cere gândirea. Uitați-vă cât de dramatice sunt. Acolo e durerea, acolo e gândirea, acolo este sentimentul de supunere. Dacă vreți și un fel de botez, dar o acceptare a ideilor, pronia, mâinile care se pun peste omul care se va răzvrăti, se va ascula. Omul care își duce crucea viitoare, nu e neapărat asocierea cu Iisus, omul care se descoperă pe sine și o face cu bucurie și durere totodată. M-aș mai referi la desenele, la grafica lui, nu e prezent aici, dar e prezent în album. Veți vedea extraordinare imagini de un dramatism bine temperat, dar cu atât mai impresionant. În fine, nu pot fi uitate portretele sale. Aș spune chiar că dacă el acum și-ar duce portretele în Rusia, așa ca un călător și-ar lua, ar face drumul spre Siberia, mulți vor crede că e Rubliov, pentru că are aceeași încărcătură, același dinamism, aceeași frumusețe a concepției. Când am văzut filmul Andrei Rubliov al lui Tarkovski, m-am gândit la Florin, pentru că toate etapele, și aceea cu clopotul și cu lutul și cu nu știu ce, sunt lucruri care au trecut printre ele. Și pentru că suntem aici la o întâlnire de suflet, prietenească, vreau să vă spun că, așa cum vedeți, senin, olimpian, clasicizat, Florin este un personaj categoric controversat. Cu cât ești mai bun, cu atât ești mai controversat. E o caracteristică a societății noastre. Poate e normal, poate nu. Și îmi aduc aminte cu umor, cu nostalgie de acel bust al lui Sadoveanu de la Hanul Anguței și toate întâmplările care s-au produs acolo. În același timp, artistul prezentând niște chipuri umane, ele devine efigii. La ce mă refer? Are un Miron Costin, are un Ștefan Timușat, are profesorul Gheorghe Ameciobanu, are un Sergiu Ceribidache, are... Deci toate aceste portrete, de fapt, sunt reprezentările dumneavoastră, ale mele, al lui Ștefan, ale Monică și așa mai departe, al lui Cristian și cei care mai sunt în această sală, ale tizului meu și vreți. Asta e, adică valoarea de simbol. Sigur, în momentul în care faci un Miron Costin, știind că Miron Costin a fost ucis în Romană, a fost o șoc, o emoție. În momentul în care el a început să populeze cu statuile sale municipiul Roman, mi-am adus aminte de o frumoasă parabolă, și anume o armată atacă un oraș, este trimis un general care nu pierduse nicio bătălie și la un moment dat se întoarce spre împărat și îi spune: mărite, nu pot cuceri orașul acesta. Și atunci împăratul, mirat, îl întreabă: de ce? Foarte simplu. Sunt sute de statui. Mă pot lupta cu orice armată, cu orice om sau ceva, dar nu mă pot lupta cu statuile. Și Romanul devine un oraș al statuilor. Asta e realitatea.
avem nevoie de statui. Și iată, aceste tablouri nu arată decât, nu sunt decât metamorfoze înghețate. Viitoare statui, statui frumoase. Nimic mai frumos decât un David sau un, unde frumusețea umană e deplină sau, dacă vreți, Venus din Milet sau atâtea și atâtea alte statui în care frumusețea umană curge. Pur și simplu nu mai e nimic care senzual sau ceva care să oprească ochiul. Și dacă vă uitați la picturile lui Florin, în toate aceste cazuri curg. Asta e marele secret. O pictură nu trebuie să-ți oprească ochiul, să-l rănească, să-l, cum să vă spun, să distrugă curgerea dintotdeauna. Așa cum se întâmplă și cu aceste cu acești copaci care categoric nu sunt decât, repet, metamorfoze înghețate, pentru că undeva un lăstar ca un fel de altoi va genera un alt copac și viața își va urma cursul și până la urmă noi nu suntem decât trecători pe acest pământ și însă în realitate suntem eterni prin devenirile noastre. Artiștii blestemați, cum bine se spune, modii sau, au marele avantaj de a rămâne puțin mai mult cu o secundă pe scara eternității decât alți oameni. Nu știu câte secunde astrale va încerca Florin Mircea Zaharescu, dar cu siguranță este o certitudine a lui azi, bazat pe ceea ce se întâmpla ieri și ce se va reflecta ca într-o oglindă mâine. Îi mulțumesc pentru cinstea de a veni la Piatra Neamț într-un gest de solidaritate culturală și îi doresc numai binele, cât mai multe izbânzi și iată, chiar dacă nu au venit toți artiștii într-un motiv pe care nu vreau să-l comentez acum, legat de înmormântarea unei persoane dragi nouă tuturor, totuși au fost câțiva și iată această solidaritate culturală funcționează. Pentru că artistul, și cu asta închei, este un demiurg, este creator de lume. În momentul în care ne regăsim în ei, devenim și noi demiurgi, chiar dacă nu am fi creatori acelor lumi. Îți mulțumesc, Florin, pentru că existi și pentru ceea ce faci. Și eu îți mulțumesc. Trebuie să mai spun și eu ceva? Da, vă rog. Chiar trebuie că... să mai spui, domnule, după asemenea ce a putut să spună domnul Strochi, te blochează total, știi? Ci că Brâncuș a zis că sculptorul trebuie să fie un inventator de formă și să caute forma perfectă. Păi da, și atunci a făcut un formă, un nou, și ne-a închis gura la tot, știi, n-a mai putut să spune să facem nimeni niciunul cam nimic, știi, ne-a terminat cu, poftim, domnule, forma perfectă. Mai spune, n-ai ce să-i adaugi, n-ai ce să iei, este absolut Florin, perfect. Dar dacă permiți că suntem în dialog, apropo de, mă rog, de Brâncuș, vreau să vă spun un episod, nu știu dacă îl știu prea mulți, dar la Oterlo, unde se aniversau niște ani de la nașterea lui Van Gogh, era o expoziție cu sculpturi din toată lumea. Ei bine, singura sculptură care avea o sală întreagă era oul lui Brâncuș. Da. Și asta ziceam. Bine să subliniez ideea lui, iată începuturilor, ce să mai spui. Da, când auzi un vorbitor de asta, ce să mai spui și tu? Știi bine că, na,
Nu e, acum am să intervin și făcut istoria artei. Am făcut istoria artei, dar și critică de artă, dar nu în halul în care au făcut cei de la ITA, știi? Și ce să spun? V-am adus și albumul, că l-am vrut să-l lansez și la piatra, care are și sculptură, și pictură, și grafică, mai mult sculptură, unde bineînțeles că sunt lucrările mele de suflet, cu interpretări, cu tot ce vrei, ca așa, în materie de sculptură. Am și monumentele, busturile, nu știu ce, făcute prin oraș, prin Roma, prin alte părți, prin alte localități. Am și câteva exemple de sculptură religioasă, că eu am lucrat cam vreo 40 de ani asta. Când am terminat, am ajuns pe la Sibiu, de acolo m-am transferat la Constanța, am avut atelier acolo și nu eram ca oricare, mă rog, spuneam și eu cu ceilalți, nu știu ce. Comitetul de Cultură și Artă pe atunci era într-adevăr adevărat, avea grijă de artiști, mai îți cumpăra lucrări, mai și se trăia destul de bine. Dar am venit aici, după cutremur, să văd dacă ai mei mai sunt și casa mai e. Și m-a găsit un preot, care are una cele mai frumoase biserici de aici, din zonă, în zona Moldovei, avea, că a murit săracul, de la Șcheia. Foarte modernă, foarte frumos, făcută de un arhitect Șerheres. A venit și cu ala, pe la mine, dom'le, vreau înăuntru niște sculpturi. Că, uite, biserica e foarte modernă, e foarte frumoasă, îți place, da, îmi place, extraordinar. Numai biserica ne arată, dom'le, este fantastic, așa. E, vezi că e modern, vrem și noi niște lucruri aici. Și m-am apucat, știind că stau o vacanță, eu eram profesor la Liceul de Artă, la Constanța. Și eu stau în vacanță, asta le fac lucrările astea. Și am făcut vreo 3 lucrări mari, foarte mari. Și un scris de 4 metri și două statui de 2,60 m sunt aici în albumul ăsta. Și eu mai m-am trezit la mine acasă cu episcopul Percă, actual episcop, atunci cu rectorul de la Iași, Institutul Teologic, tot catolic, a venit pe la mine și cu domnule, zice, uite, și a venit și cu preotul de la biserica aia, de lângă Roman, biserică foarte mare și aia se făcă atunci, da? Judeni. Așa, și domne, zice, noi am cam avea treabă cu matale. Hai, nu vrei să rămâi, să mai lucrezi, să întrerupe acolo. Și uite, vrem să facem și acolo, și acolo, și acolo. Eu am crezut că la ceilalți sculturi le e frică să facă. Adevărul este că nu m-a chemat securitatea niciodată, nu m-a întrebat nimeni ce fac. Pe preoții îi întreba, dar nu pe mine. Eu m-am aflat eu mai târziu, așa că foarte mulți nu se prindeau să facă treaba asta. De ce? Uite, am un coleg sculptor aici, el știe. Pentru sculptură trebuie să știi foarte bine anatomie și orice personaj ai face, să începe prin a-l face nud. Că vorbea e de nuduri, ăsta și de anatomie. Atunci se întâmpla că venea câte un preot pe la mine și vedea la Sfântul meu Anton unde-i. Uite, lucrez. Păi, domne, în fundul gol, așa, nu o lasă că de acum îl îmbrac. Ca să nu greșesc ceva cu vreo cuta hainei, îl fac întâi gol. Așa se face. Așa că scutorii așa lucrează și de-aia trebuie să știi bine anatomie. Ei nu știu foarte mult ca să ajungă să facă lucrurile de manieră renascentist, academist, ce se cerea prin bisericile astea catolice. Ei, sigur că fac și pictură totdeauna. Și aici cu pictură a fost o chestie. Eu am început să expun mai mult pictură. Multă vreme am expus numai sculptură. Când și-a dus nevastă mea să ia țigări de undeva de lângă noi de acolo și acolo era crâșmă și erau câțiva colegi de-ai mei pictori.
Bineînțeles că ei erau destul de vesele acolo, în Crâșmaia, și îi spun, ce face sculptorul, cel mai mare sculptor din țară, Zaharescu. Păi cel mai mare, fiindcă e singurul sculptor, că dacă n-ar fi singur și ar fi pictor, n-ar mai fi cel mai mare și așa. Ei zic, hai domne, să-i expun și eu pictură. Hai să mă ambiționat oarecum să fac. Nu era pe atunci și Tudorache aici. Acum suntem doi. Pe atunci chiar eram singur, știi? Ei, mai era și singur. Da. Și am adus albumul ăsta, l-am dat și muzeului, am dat albume și muzeului și bibliotecii și am lăsat, am să las aici pentru cine o să vrea să vadă. Nu le vând, sunt numai de văzut așa, pentru că m-a ajutat primăria să le fac și n-am voie să le vând, dar pot să le dau cadou. Așa. Aici, iarăși, ziceai de atitudinile astea, mai puțin sexy, mai pun, sunt mai dramatice, sunt mai plecând de la ideea asta, că eu am lucrat în ultimii 2 ani, am un fecior care stă în Australia și mi-a trimis un film și fotografii, e un băiat talentat în fotografie în asta, și am văzut dramatismul ăsta și o mulțime de lucruri pe care nu le mai văzuse, nu le mai întâlnise. De acolo am smuls și eu tot ce am văzut, am simțit cam ce simțeau copacii aia și cam ce se întâmplă și după incendiile astea de pădure. Ei, tot așa, și nudurile astea ale mele, și bărbătești, și femeie sunt ușor dramatice, au niște probleme, fac ceva, nu stau pur și simplu pe o pernă, nu-mi place ideea asta, decât în anumite situații. Și le-am făcut acolo, că spuneai de facerea Evei, am facerea lui Adam, facerea Evei din coasta lui Adam și așa. Ei, aici am auzit o poantă drăguță foc, ci că la vreo 2-3 săptămâni după ce Dumnezeu i-a făcut din coastă pe Eva, Adam îi zice, Doamne, zice, dă-mi coasta înapoi și ia-ți beleaua asta de aici. La mine nu e așa. Nu se naște din coasta lui, se naște din dragoste. Acum mergi pe varianta așa cealaltă. Cam așa ceva se vede acolo. Zice, Doamne, mai am vreo 2 coaste, că mai am un caren sau, mă rog. Da. Ei. Și cam asta. Este am adus astea, că sculptură n-am mai adus, pentru că este destul de greu să... În ultima vreme am expus și sculptură și pictură, și foarte greu să cari socluri, să cari sculpturi, să cari și grafică cu sticlă și nu știu ce. Am venit așa, fiind și molima asta, am venit mai ușor un pic și am rugat un prieten să intervină Ștefan. Da, eu voiam să vă contrazic totuși un pic. Ovoidul nu-i formă, ovoidul e corp geometric. Și ca dovadă că există totuși alte corpuri perfecte, post-Brâncuș, este cele 3 corpuri din fața camerei. Cu formă, cu... Da, tot o voidare. Avem formă de ou, tot adevărat. Da, mie îmi pare bine că am venit la dăm voie să contrazic pe fotop și să-i spun următorul lucru, că un aforism de-al meu sună cam așa. Din punct de vedere al găinii, oul este sfera perfectă. Da. Din punctul ei de vedere, asta nu înseamnă că nu are dreptate în toate celelalte. A fost o chestie care toată viața m-a obsedat, știi, că referindu-ne la formă, că pe nouă sculpturilor ne-a tăiat orice elan, știi? Adică ți-a închis tot cu chestia asta, făcând un lucru absolut perfect. Apropo de androgin și de faptul că toți trei arătăm că România este o țară prosperă, în plin avânt, se apropie din punct de vedere psihosomatic de America, unde sunt cei mai mulți obezi din lume, deci tindem într-adevăr să ne sfericizăm, nu? Așa cum în pictura în ulei, cu cât e mai veche, începe să se fisureze și să se adune în acele mici sfere. Așa că să sperăm că
sfera rămâne un ideal, o forma mentis, chiar pentru Dumnezeu. Da. Păi, vă invit să veniți să vedeți lucrările puse aici pe Simeze, să vedeți și răsfoiți și albumul care l-am adus.